Ministerul Educației Naționale a publicat lista elevilor premiați anul acesta la Olimpiadele Internaționale și care vor beneficia în consecință de burse de merit olimpic internațional. Lista cuprinde 68 de elevi, ocupanți ai locurilor 1, 2 și 3 la competițiile de nivel internațional. Printre aceștia se numără și eleve din Sălaj. Este vorba despre Cristiana Petre, elevă care tocmai a încheiat clasa 9 la Colegiul Național Silvania Zalău și care a obținut locul al treilea la Olimpiada Internațională de Limbă, Literatură și Spiritualitate Românească, desfășurată la sfârșitul lunii mai la Oradea. Cristiana va primi lunar, timp de un an, câte 400 de lei, adică echivalentul la 50% din salariul minim garantat pe economie, conform cuantumului stabilit printr-o hotărâre de guvern pentru ocupanții locurilor 3. Pentru câștigătorii locurilor 1, valoarea bursei de merit olimpic internațional este de 800 de lei, un salariu minim pe economie, iar pentru cei de pe locul al doilea, 600 de lei, 75% din minim. Foarte aproape de a beneficia de această bursă au fost și alte două eleve din județul nostru, participante la aceeași Olimpiade Internaționale de Limbă, Literatură și Spiritualitate Românească. Este vorba despre Ioana Pavel, care a terminat clasa 10 la același Colegiu Național Silvania și care a obținut o mențiune și un premiu special, și despre Eliza Bob, la acea vreme elevă în clasa 7 la secția germană de la școala Mihai Eminescu, care a obținut un premiu special.